Telefonul mobil nu mai este de mult un simplu instrument de comunicare, ci și sursa noastră principală de informații. Îl folosim în atât de multe scopuri, încât putem spune că a devenit indispensabil vieții moderne. Mai mult decât atât, pentru mulți dintre noi, telefonul este primul obiect pe care îl atingem când ne trezim și ultimul de care avem nevoie înainte de a dormi. Când vine vorba de internet și în special de telefonul mobil, putem recunoaște că nimic nu ar mai fi la fel fără ele, deoarece telefonul a devenit o parte importantă a vieții noastre. La nivel global, se estimează aproape 5 miliarde de utilizatori. Cât timp este folosit corect, telefonul aduce multe beneficii. Dar ce facem când nu ne mai rămâne timp pentru noi, când ne lăsăm pierduți pe rețelele de socializare? Putem vorbi despre o dependență? Toată lumea este dependentă de telefonul mobil. Ce părere? Eu eram sigur de mult cu telefoanele astea mobile, nu sunt bune pentru un copii. Prin faptul că una îi duce la miopie, cel mai mult la independență, exact cum e alcoolul, drogurile, așa și copiii în ziua de azi. Dar nu e vina lor, e vina noastră a părinților, pentru că știți cum este. Nu e bine. Era cu tot o altă viață înainte, că nu exista. Era, eu am prins și dumneavoastră, eu am prins și pe timpul comuniștilor, cum a fost, adică că poate sunteți copii. Dar a fost mult mai bine, din toate punctele de vedere. Nu e corect. Pe telefonul mobil, cum sunt și pe tablete, și pe toate, îi se ia vederile la copii ai mici. La copii cât de mic, eu le-am spus că am și un nepot, și strănepot, care să uite pe tabletă, să uite prin diferite telefoane din ăștia și atacă vederea de-aia, vă uitați noastră pe stradă și la grădiniță și în toți părți, că copiii vedeți cât de mici, îi vedeți cu ochelari. Iar în timpul trecut, eu am 80 de ani, fără ceva, nu s-a putut să fie așa, rar vedeți cu ochelari. Mai există încă o legătură între utilizarea telefonului și ideea de dependență. Atunci când creierul simte plăcere, organismul tău secretă dopamină, serotonină și alți hormoni care îți fac creierul să vrea și mai mult din ce a primit deja, pentru a elibera în continuare. Programatorii aplicațiilor apelează la această trăsătură a organismului atunci când gândesc aplicațiile și cum mulți folosesc telefonul în exces pentru jocuri sau pentru rețelele de socializare. Își au de aici această doză de dopamină, din aprobarea, aprecierea și atenția primită prin prisma rețelelor sau chiar din micile premii virtuale ale jocurilor care te fac să mai vrei încă un meci. Păi cam toată lumea este dependentă de telefon. Considerați că era mai bine în timpurile în care nu existau aceste smartphone-uri? Era și așa și așa. Se descurca mai greu lumea atunci, fără telefon. Dar acum cu telefonul e mai bine. Spuneți că sunt utile. Da. Nomofobie este un termen apărut acum 10 ani, inventat de un britanic și înseamnă anxietatea despărțirii de smartphone. Este un acronim pentru nou mobil, phone phobia, și se pare că încă de prin 2008 lumea manifesta acest sindrom. Acum gândiți-vă la cei născuți în acel an, care au 9 sau 10 ani acum și nu știu cum e să stai o secundă fără smartphone.